Bună ziua, bine ați venit! E Festivalul Internațional de Poezie București, ediția 8-a, și e prima dintr-o serie de lecturi, mai exact 4, de joi până duminică, ce iau ca protagoniști pe câțiva dintre cei mai buni, mai activi, mai consistenți, ca să nu zic valoroși, că ăsta e un cuvânt adesea întrebuințat aiurea, poeți ai momentului. Sunt poeți cu vârste cuprinse între 20 ceva și 35-37 de ani. Deci cred că se califică cu toții ca poeți tineri, încă tineri. Această primă lectură e o lectură cu 6 dintre ei. Ei trebuiau să fie însoțiți de Mihai Ordache și Dan Mitrofan, care însă n-au găsit drumul, sau poate dau chiar acum un concert mult mai frumos în altă parte. Așa că vom auzi doar poezie în ora care urmează. Invitații noștri de acum sunt Marius Aldea, Miruna Vlada, Livia Ștefan, Vasile Mihalache, Victor Zvetov și Radu Nițescu, poeți care au publicat în ultimii 10, 12, 13 ani, cred că Miruna a fost dintre toți prima care a debutat în 2004. Poeți care au reușit prin cărțile pe care le-au publicat în acești ani să demonstreze că sunt printre vocile foarte actuale și foarte prezente. Și câteva dintre personalitățile foarte, foarte vii și care prin cărțile pe care le dau reușesc să promită foarte mult. Mă rog, eu cred că cu toții au și impus deja niște stiluri, niște maniere de a explora. Că asta face poezia, nu? E o formă de explorare care, veți vedea, e foarte variată. Ceea ce am încercat prin potrivirea lor și a lor 6 acum și a celor 6 de diseară de la Green Hours, de la 8:30, a fost tocmai să arătăm varietatea și pluralitatea discursurilor poetice din momentul de față. Fiindcă există prejudecata asta că ăștia tineri sunt toți o apă și un pământ, că toți scriu la fel, cred că lecturile din minutele următoare vă vor demonstra că nu e așa. Începem cu Marius Aldea. Marius a publicat câteva plachete așa tipice perioadei de la sfârșitul adolescenței, cu foarte multă încredere în destinul lui poetic. După care a fost o perioadă în care a tăcut și a revenit cu o carte foarte bună, care a atras atenția tuturor, Sinfonia Frânei, era anul 2011, iar cartea aceea a fost urmată de Sinistra, în 2015, și cu Sinistra, cred că Marius a făcut un salt important. Veți vedea că e un poet în scrisul căruia se amalgamează mai multe tradiții, mai multe feluri de a concepe poezia. Cred că forța motrice sau motorul intern al poeziei lui vine din întâlnirea dintre ironie și un tip de cruzime delicată, dar o cruzime foarte bine, foarte bine strunită, cu o tăietură precisă. E un poet în care eu am mare încredere și care cred că și prin ceea ce va citi în minutele următoare va demonstra lucrul ăsta. Marius, nu te mai uita așa la mine. Hai încoace. Bună ziua. Dacă nu ar fi tăiat niciodată părul unui om, ar putea atinge 725 de kilometri. Am văzut-o pe Lipscan imediat după The Wall. Mergea în viteză pe tohanul ei. Cu o mână ținea coarnele bicicletei, iar cu cealaltă îi ștergea lacrimile. Totul s-a întâmplat repede. Aș fi vrut să mai văd o dată cum dosul palmei îi șterge ochii de la stânga spre dreapta și un deget îi se prinde pentru o secundă în părul ondulat. Să mai văd odată cum rochia ei flutură în vânt. Am rămas împietrit uitându-mă după ea, la fel ca în timpul concertului la piesa Mother, când o gravidă își pusese palmele apăsat pe pântec
în locul în care bănuia că sunt urechile fătului. Orice om ar putea trăi confortabil într-un cup cu laturile de 1000 de metri lungime. Îl cunoșteam pe omul străzii care a fost găsit înghețat cu zâmbetul pe buze într-una dintre realitățile posibile. Ne vedeam des, mai ales în perioada în care nu lucram, pierdeam timpul în plimbări lungi, fumam cu el penale și mâncam ce găseam. Uite Ardea, bucata asta de pizza nu ar fi fost posibilă într-o realitate de pe o altă stradă, dar în același timp poate că într-o altă realitate de pe o stradă apropiată ne-ar aștepta sushi. Era un timp complicat, haios în felul lui, îmi făcea plăcere să-l urmez. Avea zilnic un traseu labirintic prin care urmărea să cunoască cât mai multe realități posibile, de la răsărit până la apus. Îmi spunea adesea că este un om împlinit și că tot ce-l interesează este cunoașterea. Nu am niciun ban, dar trăiesc ca un milionar. Călătoresc non-stop prin realitățile mele. Mă trezesc o dată cu soarele și încep să trăiesc. Tovarăși de drum îmi sunt durerea de dinți, hemoroizii și cifoza. Așa că ce fac? Merg la întâmplare până când întâlnesc prima intersecție de străzi, iar aici lucrurile se complică. Aleg strada din stânga și merg fără oprire până la următoarea intersecție, după care mă întorc la prima intersecție și aleg pe rând în sensul acelor de ceasfărnic celelalte străzi care pornesc din prima intersecție. De fiecare dată în călătoria mea pe aceste străduțe mă opresc acolo unde apare o nouă intersecție și mă întorc la intersecția mamă. După ce termin cu străzile care pornesc din prima intersecție, iau pe rând străzile care pornesc din toate intersecțiile întâlnite pe străzile care pornesc din prima intersecție. Metoda asta mă ajută să trăiesc într-o singură zi de 4-5 ori realitatea unei străzi care este întotdeauna alta de la secundă la secundă, iar lucrul ăsta îmi crește șansele de a cunoaște micul univers al bifurcațiilor. Eu sunt frate de sânge cu orașul. Îi cunesc toate arterele, iar naivitatea mă face să cred că este reciprocitate. În fine, la apus mă opresc și mă odihnesc. Unde mă prinde apusul, acolo noptez, pentru că nu am prea cu cine să... pentru că nu prea am cu cine să vorbesc și ca să nu mă plictisesc, retrez mental toate realitățile prin care am călătorit în ziua respectivă. Dorm puțin și mănânc ce găsesc. Mi-e teamă că într-o zi voi pica din picioare și tot ce știu va pieri odată cu mine. Dar poate că moartea va fi o călătorie mult mai interesantă. Însă ce mă sperie cu adevărat e că nici ea nu va dura prea mult. Îmi amintesc limpede ziua în care a avut monologul ăsta frumos. Mi-era foame și ieșisem din casă cu gândul că voi găsi ceva de mâncare pe stradă. Resturi de kebab sau de shawarma, orice. Am avut norocul să-l întâlnesc și în universul bifurcaților lui am găsit hrană pentru trup și hrană pentru suflet. Deși el m-ar contrazice și mi-ar spune că nu există suflet, ci doar intelect. Dar el este acum într-o altă călătorie care îmi doresc să fie cât mai lungă, dar care mă tem că nici nu a început bine, că s-a și încheiat. Moartea cauzată de lipsa totală a somnului este mai rapidă decât cea cauzată de lipsa totală a mâncării. Mor în aproximativ 10 zile fără somn și în câteva săptămâni de la foame. Unii aleg să moară cu stil, îmi scrie Marcoș pe Messenger și îmi dă un link. Eu sunt obosit, nu am chef de moarte, dar prietenii sunt prieteni. Trebuie să intri pe link-urile pe care ți le trimit. E vorba de o femeie de 65 de ani. A sărit la crocodil să încheie orice socoteală cu viața. Crocodile mănâncă și oameni deprimați, i-am zis prietenului meu. După ce am citit declarațiile făcute de sora decedatei din care ieșea că sexagenarea era depresivă, crocodilii nu sunt deranjați de carnea mărâie în care se sparge ca o fieră depresia. Stomacul lor arde imediat orice urmă de disperare. Poate scrii un poem despre asta, dar fă-n așa fel încât să spui ceva despre mine, a zis prietenul. Eu sunt foarte obosit, da, logout și mă gândesc că adevăratul mod de a muri cu stil este să te scufuzi într-un somn adânc. Copilul obișnuit de 4 ani pune 450 de întrebări pe zi. Huruitul aspiratorului a devenit muzică de fundal pentru el. Mai demult în copilărie, visa ca soundtrack-ul vieții lui să fie lipăitul câinelui când bea apă. Își dorea foarte mult un câine, dar ai lui nu l-au lăsat cu animale în casă. Atitudine care îl făcea să se simtă deseori izolat și singur printre cei dragi. Însă nimic din ce simțea sau ce îi se întâmpla
nu la un aspect dramatic, pentru că la nivel mental trăiau realitatea a întrebărilor fără răspuns exact sau imediat. Și asta l-a întrenase fără voia lui să nu fie copleșit prea ușor de lucrurile de neînțeles. De exemplu, când se simțea singur, își spunea: dacă nu mă nășteam, abia atunci aș fi fost un tip cu adevărat singur. Poate că momentele astea de singurătate nu sunt alimentate de lipsa dragostei pentru animale a părinților mei, ci de singurătatea nenăscutului care aș fi putut fi. Destul de ciudat ca un copil de 7 ani să spună despre el că este un tip. Dar și mai ciudat este cum spiritul analitic își păstrează în copilărie optimismul. Pentru că în timpul în care era refuzată dorința de a avea un câine, ceea ce îl preocupa în mod serios era să-și răspundă la întrebarea: ce ai fi regretat dacă nu ai fi existat? Și evident că mintea lui genială și optimistă inventa un răspuns aproape interminabil, cu o enumerare de lucruri și de bucurii pe care îi le oferă propria lui existență. Și în momente ca astea, simțea că magia propriilor acțiuni devine responsabilitatea unei forțe superioare abstracte. Când avea răspunsul pentru propriile întrebări, se simțea ca primul om care a prins focul. Pentru că primul om care a prins focul a inventat pe Dumnezeu din nimic. Ok, avea doar 7 ani, dar știa că divinitatea este ierarhică pe model corporatist. Nimic, Dumnezeu, Iisus, omul. Iar omul, partea de jos a sistemului, duce în cârcă tot greul. Și e normal să se întâmple așa, că în viața lui embrionară se dezvoltă între două țipete ale mamei: plăcerea coitusului și durerea nașterii. Poli care vor influența mai târziu bipolaritatea vieții lui. Toate astea le rememorează adesea cu huritul aspiratorului în cap. Și are unele momente în care ezită, când întâlnește pe la colțurile camerelor pânzele de păianjen, adevărate capodopere arhitectonice. Cine este el să spulbere totul în câteva secunde? Dar poate că optimismul din copilărie începe să-l părăsească. Din moment ce atunci când păianjenul se urcă pe brațul lui, își imaginează că este un foneutriat, păianjenul călător brazilian, care dacă te mușcă te paralizează sau în cazul cel mai bun veninul lui îți produce o erecție infernală de 4 ore. Simte că de când a crescut, viața lui nu-i mai aparține în totalitate. Întrebările s-au rărit. Răspunsurile s-au înmulțit în latență. Iar gândurile stau mai mult la fata lui. Să fie dragostea un răspuns la întrebările din copilărie fără răspuns exact sau imediat? Să-și ia un câine? Dacă vreți să-i spuneți ce credeți despre toate astea, căutați aspirantul pe Facebook. Pagina lui are deja câteva sute de fani. Este student la filozofie în primul an, 5 ore pe zi dă cu aspiratorul prin casele oamenilor înstăriți și face bani frumoși. Copiii cresc mai repede primăvară. De ce faceți treaba mare pe stradă, bucureșteni? Nu mai faceți asta, bucureșteni, pe stradă. Vreau să am ochi doar pentru cireșii înfloriți și pentru fete. Nu vreau să mă uit în jos să dau iarăși de mine, carcasa unui suflet neliniștit. Libertatea e mult în față și începe de la umeri în sus. De ce mă ții captiv, oraș rahat? Când îți scoți câinii la plimbare, pune-ți pavlovian mănușile de criminal să nu lași amprente pe fecale. În sfârșit, cred că mi-am găsit și eu drumul. Nu te mai căca în el, oraș frumos. Cam atât, mulțumesc. A sărit la crocodil să încheie orice socoteală cu viața. Da, ce a citit Marius e parcă puțin diferit decât ce anunțam eu, dar e lectura care deschide seria asta. Următoarea poetă, nici nu știu ca să fiu corect politic, da, Miruna, despre tine e vorba, Miruna Vlada. Pe Miruna, dintre toți cei 6 din minutele astea, pe Miruna o cunosc de cel mai mult timp. Sunt vreo 15 ani, eram eu în clasa a 12-a, ea în clasa a 9-a la Liceul Mihai Eminescu, la Colegiul Național Mihai Eminescu, și Miruna era o apariție foarte specială întotdeauna, aducea cu ea multă energie. Și am simțit din prima că are aura aceea și că poezia o va însoți multă vreme, fiindcă de regulă spun, de regulă și cred că e o regulă care e contrazisă destul de rar,
poeții care sunt foarte precoce, cum era Miruna la 14-15 ani, scria foarte furtunos și foarte visceral, cum era atunci cumva un curent necesar de altfel la începutul anilor 2000, adesea spun, astfel de poeți nu continuă. După poeme extrauterine, cartea pe care a publicat-o la 18 ani și ceva, nu împlinise 19 ani, care a stârnit rumori și care i-a pus pe mulți în gardă în legătură cu ceea ce se îndreaptă poezia asta tânără, acuzată atunci de puriști de pornografie, de tot felul de păcate din astea de detabuizare a limbajului. După poeme extrauterine, Miruna a făcut o pauză și a revenit cu Pauza dintre vene, o carte ceva mai puțin convingătoare decât debutul ei, dar cea de-a treia carte de acum 2 ani și jumătate, cred că sunt 2 ani și jumătate, Bosnia Partaj, cred că a confirmat marile speranțe care fusese răpuse în acea tânără poetă de 18 ani. Bosnia Partaj e o carte în care, mai mult decât oricând, ea e foarte politică. Dar e politică nu în sensul ăsta vânturat cu ușurință în discuții, în discursuri critice. E politică într-un sens foarte intim și foarte personal, îmbinând, de fapt, o discuție despre sine, despre partajul și despre ruptura care sunt aduse de o despărțire și acea ruptură istorică pe care războiul din fosta Iugoslavia a produs-o. Și cred că cu cartea asta Miruna a surprins foarte bine niște aspecte ale acestei duble rupturi. Acum va citi ceva nou. Eu sunt curios de vreo 2 ani spre ce se mai îndreaptă scrisul Mirunei, care știu că lucrează la un roman, dar iată că și la poezie. Miruna Vlada. Claudiu, pentru această exegeză deja întregii cariere. Poemele sunt noi în sensul în care sunt scrise după Bosnia Partaj, dar nu fac parte dintr-un niciun proiect poetic, vreau să iau o pauză. Sincer, aș vrea să-mi și spuneți la un moment dat, la final, dacă chiar e bine să iau o pauză. Mie mi se pare că sunt încă cumva așa în continuare ce am făcut până acum și nu fac parte dintr-un cu adevărat nou proiect. Momentan mă consumă foarte mult romanul, vreau să iasă un roman bun și sunt foarte concentrată pe el, așa că, uite, o să încep, de exemplu, cu un poem pe care nu l-am mai băgat în Bosnia Partaj și, în fine, care simt eu că mai stă în picioare oricum. M-am așezat pe tocător. Am pus tot ce e rușinos aici, jos, pe tocător. Începe curățenia de iarnă, trupul meu. Vezi că sus, în dreapta, pe raftul din mijloc, e setul de cuțite Ikea. Cele colorate, toate mărimile, cât pentru toate stările. Vei învăța ceva acum, sper. Pentru părțile cele mai contundente trebuie folosite până și ultimele resurse de delicatețe. Evident că nu forma cuțitului contează, ci voința. Fără ea nu crapă nimic. Fără ea, pe tocător începe să ningă. Iar eu nu pot să iert asta. Zgârciurile sunt aducerea aminte, pot fi ușor retezate cu muchia. Nu te speria, doar puțin zgomot, câteva dâre și departele ca un abur care iese direct din tocător. Stau aici de câteva zile bune, nu mai pot să mă ridic de pe tocător. Hai! Execută înainte să intre vecin. Și deși a intrat în Bosnia Partaj, am chef să-l citesc, așa că o să-l citesc. Deci tot din Bosnia Partaj, ultimul partaj care și încheie cartea. Copiii știu mereu dinainte când se termină povestea. Se prind după tremurul din voce, după felul în care cade lumina lămpii pe hăinuța de pijama, care trepidează ușor de
așteptare și presimțiri. Sau, nu știu, după mâinile încetinite ale povestitorului, îmbătrânite brusc în gestul de a stinge lumina. Copiii sunt mereu pregătiți pentru sfârșitul poveștii, pentru că acolo e ora calmă a închiderii de cerc. Pentru că de acolo somnul e o groapă mare, plină de miere, în care se pot cufunda cu ochii închiși și cu brațele deschise larg. Și mai e și foșnetul foii de hârtie, care pare că se termină, și e neputința cu care ție, cel care citești povestea ți se face dintr-o dată somn și groază, fără să fii niciodată pregătit pentru sfârșitul poveștii, care ți iese printre bruze brusc, scurt, inert, ca o șopârlă cu solți de întuneric. Copiii adorm cu sfârșitul poveștilor în brațe. Doar povestitorul rămâne înțepenit, cu ploapele lipite de arcade, în lumea amputată de dinaintea poveștilor. El nu înțelege. De ce sfârșitul poveștilor nu se sfârșește odată? Și tot așa un poem care nu face parte de niciun ciclu. Apanova. Am scris odată pe o factură de la Apanova și nu știam ce titlu să pun și am zis să pun titlul facturii. Cei de la Apanova au venit să ne schimbe conductele. Picamărul crapă asfaltul, viermișorii văzând lumina zilei, o imagine foarte... O imagine care nu îmi spune nimic. Noi ne trezem greu sâmbăta, pe la 11:30, ne înfundam ochii în pieptul celuilalt și nu voiam încă să dăm draperia la o parte. Mormane mari de pământ date de pe o parte pe alta a gropii. Cei de la Apanova schimbă o conductă nouă cu una veche. E aproape prânz și noi stăm încă în pat. E ca o operație fără anestezie. O imagine care nu-mi spune nimic. În fine, în grabă am strâns, am pus totul în rafie, în plase de rafie, borcănașe goale de zacuscă, bulion, băieții de porțelan, cărțile de istorie antică, manșetele mele murdare, cămășile de noapte rupte în cot, puse toate de avalma. Una veche nu face cât două noi. Apanova înlocuiește totul. Abia dacă putem sări dintr-o parte în alta a gropii și ne mai cade cât o plasă de rafie. Ăsta vreau să-l păstrez pentru final. Okay. Și mai citesc unul pe care l-am scris înainte de Bosnia Partaj, dar nu l-am publicat. Când am stat vreo 6 luni în Germania și nu știu ce a fost în capul meu la aproape 30 de ani, mi se mă apuc să învăț germană. O idee foarte proastă, de altfel. N-am învățat germană, în fine, m-am chinuit acolo cu câteva cuvinte să pot să mănânc și eu ceva și să comand la restaurant. În schimb, mi-a venit chef să scriu, pentru că mă simțeam atât de incapabilă și de cretină în limba germană, încât simțeam nevoia să demonstrez ceva. În fine, și aproape m-am și îndrăgostit de un tip care învăța și el, un pakistanez, whatever. Și ce a ieșit din chestia aia e poemul ăsta. Nu există limite în privința a ceea ce pot face eu cât tu mă închipui. Dar să nu ne lăsăm pe mâna imaginației tale, că e prăpăt. Pentru mine, orice călătorie în Germania e ca o internare. Ca la operația aia la picior de acum 10 ani. Bine, atunci mi-au făcut anestezie generală și exista mereu o asistentă blondă din oficiu care să-mi palpeze venele și să-mi ia temperatura. Dar acum nu e nicio operație, acum nu e nicio asistentă blondă. Mă uit în oglindă și îmi palpez de una singură locul acela. Unde sunt internată? Nu sunt operată. Nu sunt sănătoasă. Sunt doar singură pe Șodovichi Strase, la etajul de deasupra băiețelului melomanii s-a rupt coarda fiorii fix când exersa.
N-am putut să-l ierg, mi-a strigat toată ziua. Cum să nu șchiopătez așa cu o coardă ruptă în mijlocul zilei? Acum, deci, suntem două invalide aici pe Șodovichii Strase, o vioară și o femeie stricată. Bine, da. Germania e primitoare. Germania găzduiește pe toți invalizii de război, le plătește daune morale, îi integrează pe piața muncii. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la moartea lui Friedrich der Grosse și e plin de invalizi de război în Berlin, în orice direcție te uiți. Băiețelul a fugit repede la baie, l-am auzit ropăind pe hol, cred că l-a durut și pe el. Și-a dus vioara la baie. Nu știu, poate a ținut-o câteva minute deasupra chiuvetei să sângereze. Fine, toți copilașii ăștia blonzi, sănătoși, care aleargă disciplinat pe stradă, nu lasă în urma lor decât chiote atent aranjate, mici naziști ai gălăgiei tăcute, evlavioase. Ce pocărie! Fine, băiețelul n-are nicio vină, pumnii lui sunt la fel de neputincioși ca șoldurile mele. Bine, asta ar putea fi o cicatrice, începutul oricărei povești despre deznădejde. Și oricum avea o partitură prăfuită, un Haydn, dacă nu mă înșel, nici coarda aia nu mai fi suportat. Dar acum nu știu cum să mai continui. Mă va duce la magazin să mă repare sau va comanda una nouă de pe eBay? Șodovichii a fost un general polonez din armata prusacă. Pereții ăștia sunt mereu gata să cadă pe tine, dar eu nu sunt gata. Și Silvia e mereu de vină. Silvia mi-e mereu aproape, poezia ei îmi face bine, chiar și aici. Poezia ei îmi face rău, chiar și aici. Nervii ei mă încălzesc, ea e de vină, eu mă antrenez. Eu sunt, uneori, gata. Dar ea îmi zice, ce să-ți dăruiesc de data asta? Sufocarea? Ardoarea? Paloarea? Și altele. Da, ea e bună și fiindcă e bună, ea e de vină, că se joacă cu mine. Căderea asta, zdrobirea de stânci, cu tot narcisismul ei, la fel de inutile, la fel de frumoase, dar cine mai e gata în zilele noastre? Am fost la un workshop despre Silvia Plath, despre cum s-a chinuit ea să învețe germana la 30 de ani, pe urmele tatălui ei, fragmente de jurnal. Și ne-a arătat cartea ei de gramatică germană, străpunsă de vreo 5 ori cu pixul. Semăna atât de mult cu ea. Normal, e o coborâre în infern să înveți germana la 30 de ani, să te cauți prin intestinele unui cuvânt format din alte 3-4 cuvinte, să distingi cadavrul tatălui tău printre sintaxe și sintagme atent aranjate, să te schimonosești, dar să nu lași să se vadă, să ții sabia corectitudinei între labiile fiecărui cuvânt. Câtă cruzime să potrivești mereu genul substantivelor și toate consecințele gramaticale care ies de aici. E obositor, dar asta o face pe Silvia, sora mea vitregă. Și eu mă chinui acum și îmi strepezesc limba pe limba germană, dar am citit poemele ei cu macii roșii, le-am disecat cu un coleg pakistanez într-o cafenea lângă Senefelderplatz, după ce s-a terminat workshop-ul și mi s-a făcut poftă de ea. Și după aia câmpurile de maci au intrat în cafenea, știți povestea, petalele Silviei și deflorarea limbii germane era acolo cu noi. Și apoi ne-am grăbit puțin la final, așa cum se face. Și când am cerut nota, am pus amândoi mâna pe chitanță, scurt, 2 secunde. Apoi am retras-o repede, așa cum se face. Ca o intersecție blocată s-a derulat faza asta deasupra volumului Ariel de Silvia Plath, pe care mi-l împrumutase el, între un pakistanez cu mâna pe frână și o româncă plină de clișee, apăsând pe accelerație,
într-o cafenea din Senefelderplatz. Am și acum semințele alea de mac pe degete. Momentul în care ea a inhalat gazul toxic, momentul în care și-a strâns copiii la piept, gazul toxic ieșit pe gura colonelului Neamț, pe gura tatălui mort, mort în limba germană, pe gura colonelului neuitat. Purtam un sacou roșu în ziua aia și el făcea glume despre consum, despre comunismul meu consumist, despre comunismul meu emoțional și empatia mea cu toate victimele, cu cerșetorii, cu turcii care vând kebabul slăit. O comunistă plină de clișee. Dar de la maci se trăgea totul. Eram efectiv intoxicată. Am strâns nota de plată în pumn. Totul e toxic când iese din inima ei. Îl cheamă Achib și se plimbă noaptea cu S-Bahn-ul ca să vadă Berlinul mort cu luminițe. Și ultimul. Ăsta l-am scris astăvară, e cel mai, cel mai recent. N-are titlu, dacă aveți sugestii, sunt deschisă, ultimul poem. Taximetriștii fac legea pe dealuri. Stai mă, nu râde. Dacă plouă și locuiești undeva pe dealuri, și oricum, trei sferturi din locuitorii orașului ăsta stau răsfirați pe dealuri, da, dealurile sunt super importante. Ca și taximetriștii, de-aia ei sunt puterea. Politica e așa de fațadă. Toți suntem la mâna taximetriștilor, de fapt. Deci dacă plouă și vrei să mergi acasă la tine pe deal și taximetristul zice nu, te-ai făcut praf. Ești terminat. Bine, dacă n-ai mașină. Nu poți negocia deloc. Poți să te simți rău, poți să fii pe jumătate leșinat, dârdâind, cu mațele pe afară. Nu și nu. Nu te ia. Dacă n-are chef, nu te ia. Păi stai mă, că nicăieri în lumea asta nu te ia taxiul dacă ai mațele pe afară. Ce, taxi, o ambulanță? Da, și taximetriștii exagerează. Ei au puterea. Uneori îți dau explicații, alteori nu. Nu vrea să te ducă și gata. E ceva ce n-am înțeles niciodată. Pe străini îi duc întotdeauna. Adică noi suntem o specie, străinii sunt altă specie. Dar pe aceleași daluri mergem, dar e bine nu. Pe noi nu ne iau. Noi le murdărim bancheta din spate. Adică stai, domne, puțin. Tu ești sânge din sângele meu. Adică sânge din sângele strămoșilor mei. Din neolitic stăm cu toți aici împreună, pe aici, în zonă, ca frații, râdem, plângem, împărțim bune și rele. Bine, rele. Și tu nu vrei să mă iei pe mine să mă duci acasă și vin o filfizoancă de-asta străină de până Europa care pocește cuvintele și își dă ochii peste cap și pe ea gata, o ducem imediat. Și pe dealul, și pe munte, dacă vreau, o ducem oriunde. Sistemul poate e o strategie de branding de țară, poate e o lege care le impune taximetriștilor să-i ducă pe străini acasă, să facă o imagine bună țării. Te-ai gândit vreodată că poate li se dă o amendă foarte mare dacă nu-i duc pe străini acasă? Nu. O, cum ar fi? Mie mi se pare incorrect. Adică să fiu trădată chiar așa de vatra mea strămoșească, la mine acasă, să nu fiu dus acasă. De un nenorocit pe patru roți care se simte atotputernic, de-aia mă vă urâm pe toți ăștia străini. Că străinii ne-au secătuit și au bătut joc de noi. Noi trăim parcă pe altă planetă, în același oraș, dar pe altă planetă, la magazin, la mall, la benzinărie. Vreau și eu să fiu privilegiată la mine acasă. Să se uite dracului în ochii mei înainte să-mi trântească portiera și să-mi zică îmi pare rău, dar nu urc pe deal. Dar e evident că de câteva ori vorbesc în engleză și convin să mă duc acasă. Dar nu, pe bune, taximetriștii chiar fac legea peste tot. La noi au ajuns și în Parlament. Ei ne fac legile. Au ajuns pe... nu fiindcă îi duce capul, ci datorită puterii pe care o au. Suntem la mâna lor, complet, nu doar pe stradă, suntem la mâna lor și la mâna străinilor. Cel mai tare mă enervează că nu ne duc acasă când plouă. A trebuit să urc de atâtea ori dealul singură pe ploaie. Cu plase în mâini, singură, fără niciun ajutor, cu plase în mâini. Și tot n-am reușit să-i conving. N-am fost la locul potrivit, nu m-am născut cu strămoșii potriviți ca să merit să mă duc acasă
Am urcat singură dealul, ca și cum nu mi-a fost frică. N-aș ști, Miruna, ce titlu să dau poemului ăsta. Ubă, da. Da, după dealul. Oricum, de când ai devenit lector universitar, doctor, ești tot mai teatrală. Prozaică erai dinainte. Dar pentru poezia asta e nașpa. Da, în general, da. Au venit și Mihai Ordache și Dan Mitrofan. După următoarea lectură o să fie momentul lor. Mă bucur că au ajuns. Se pare că a fost o încurcătură cu adresa mereu schimbătoare a Muzeului Literaturii Române. Acum, oficial, cred că este încă la Piața Presei. Deși mutarea s-a produs, suntem la mijlocul unui drum. După lectura asta o să vă invit să ne însoțiți muzical. Ce să spun eu despre Vasile? Vasile a fost o mare surpriză cu un an în urmă când a publicat un volum de poezie la care nu mă așteptam, fiindcă eu îl știam ca pe un om foarte serios, ca pe un studios, ca pe un eseist foarte bun, foarte exact. El debutase în 2013 cu o carte de eseuri premiată și lăudată. Doar prima parte a acelei cărți reușesc să o rețin, Noli me tangere. Nu, mint, e despre autonomia literaturii, nu? Nu, mai bine nu. Ceea ce admir eu la Vasile în volumul de anul trecut, am spus-o și am scris-o, este că reușește din dubla calitate, perspectivă pe care o are ca om ce se poate mișca cu ușurință în zona asta a teoriei literare, dar și ca practicant, ca poet, să fie foarte consecvent și coerent deopotrivă în textele lui critice, eseistice și în poezia pe care o scrie. El este de altfel unul dintre editorii unei reviste care ține, una dintre foarte puținele care țin sus ștacheta în ce privește receptarea celor mai noi teorii și lucruri care vin dinspre zona critică și eseistică dinspre Occident, Postum. Fiindcă tot e discuția asta imensă acum legată de postuman și de literatura postumanistă și tot ce comportă aceste cuvinte care, mă rog, e și o parte de autocolonizare în felul în care ne schingiuim noi aici să introducem ca concepte funcționale postumanismul și postumanul. Însă în poezia lui Vasile ele se exprimă convingător. Și deși pericolul cel mai mare la un asemenea discurs este că poți foarte ușor să cazi în tezism, să devii demonstrativ, cred că el a reușit în cartea lui de anul trecut să fandeze și să ocolească principalele pericole pe care îi le putea aduce mintea lui bine strunită. Vasile Mihalache. Bună seara, mulțumesc, Claudiu. Sincer, acum să vă spun, mi-aș plăcut mai mult să vă vorbesc despre postumanism decât decât să citesc poeziile astea ale mele. Dar, na. Alături o sală de sport, ceea ce e foarte interesant, oamenii acolo fac exerciții și așa mai departe, și mă gândesc cum își interpretează exercițiile și cum ne interpretăm noi poeziile. Dacă e vreo diferență între lucrurile astea sau dacă nu e. O să vă citesc câteva poezii. Apropo, a apărut numărul 3 din Postum. Îl puteți găsi pe net. Ăsta este și site-ul www.postum.ro. Am ajuns abia la sfârșit. Eram ultimul om și primul eram. După mine eram pe urmele mele și după mine eram. Văzusem totul, știam totul. Copilul meu eram și el citise totul despre om și restul. Asta știam. Puteam să vând totul, aflasem totul. Primul om eram și ultimul. Așteptam începutul, dar sfârșitul nu mai trecea. Mă uitam în jur și în jur totul era.
Nimic nu era din ce nu știam. Profeți și poeți stăteau toți într-un colț, așezați în genunchi, în picioare, pe spate, nimic nu ziceau. Acum lumea știa ce poetul știa. Confesează-te, fiu după om. Descartes ți-a dat minte și corp. Mașina te întinde în piele și foc. Mașina îți dă piele, apoi foc. Întâi piei, apoi foc. Nimic nu e mai comun decât numele, nici mai rar decât faptul. Și eu merg cu tramvaiul marți și vineri și joi, și eu m-am sinucis în zbor, lângă toate păsările îngenunchiate, și eu sunt paranoic și schizofrenic și mor, și eu sunt mașină și vreau să vină durerea să simtă un om, și eu am vrut să fie cineva să mă certe când sparg un geam sau un tub săturat cu neon. Dar mă hrănesc mereu cu același vis al transparenței și al libertății, în care mașinării de tonaj social manevrează utopia unui joc fără chip. Loc preferat a tuturor exceselor, temniță construită în centrul cu amintiri mici și prețuiri mari în amintirea căutatului, pietruit cu bune intenții și acoperit cu diatomit, ocazia tuturor truismelor perpetuate aproape ereditar, de dragul înțelegerii unui bun exemplu de cine știe ce-o fi. M-am rulat în Savanarola și am ars oglinzi cretinilor. Am dezbrăcat bogații de haine, copii de carne, rafturi de cărți cretinilor. Am aruncat perug, farduri, rujuri și perle cu femei cu tot cretinilor. Am astupat toate găurile instrumentelor de suflat cretinilor și am interzis coardele pentru că pot fiilor. Am cunoscut poeți, m-au învățat cum să pot să nu scriu. Am văzut oameni cum au murit și am tăcut. Am văzut oameni murind și am știut. Am văzut oameni trăind și am vrut. Am iubit animale cu simboluri la gât. N-am văzut oameni. N-am văzut oameni. Am auzit de ei. E iarnă și curge un soare stâlcit, ca primele cuvinte ale omului gata născut. Adolescenții săraci dau năvală pe străzi să scape lumea de părinții bunici care îi spânzură cu cheia de gât la cozi pentru ghiare de pui și butelii de încălzit. În uter, alți copii sunt urâți de părinți care nu vor să dea naștere într-o lume de vis, la paraziți legați prin cordon de capate și burți. Putrezim și pielea și carnea se dau jos de pe noi în ciuda legii care dă viitor luminos la pachet cu cei care trebuie să fie născuți. Elenism, leninism. Am primit păcăleli, 90, m-au ciuntit și mi-au dat ketamina de vină. Ne vedem în gaura K, poliglos de limba română, de atunci pentru mine în canalis. Am stat cu mâinile sub cap până a fost vorba că a terminat pentru azi și niciun progres. M-a întrebat de ce râd și i-am spus că poporul Bahau n-are loc pe uscat și fură de rup nuci de cocos și lemna de foc aromat și pește din oceanul de stat. Se făcea că alegeam obiecte de ură, că eram pasărea liră și pasărea liră credeam că e bine. Spuneam, din când în când trebuie să alegem obiecte de ură. Oameni frumoși, dantelați, din familie de condiție bună, trebuie să-i admirăm, trebuie să-i iubim, să-i invităm pe la noi, să ne țină de mână, să ne lase din mână, să ne scape din mână. Arta e cultul personalității pentru plăcerea mulțimii. Nu s-a prostituat, doar că nu și-a putut ridica niciodată pantalonii din vine. Arta e mare, arta e tare, arta e frumoasă și vie. Arta are felii groase, prăjită de pâine și apă în căni pântecoase. Are ochii lui Kung și mersul apus din apus. Arta e viața și piața, cu toate sensurile lor, cele cu voie și cele fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arta mă face să mă simt bine cu pantaloni în vine. Amin. Idi Amin. Sunt întruparea tot ce se cere. Am nevoie de Hitler, de Stalin, de Nero. Mi-e teamă că într-o zi nu va mai fi teamă, cum azi nu e durere și cererea va fi mereu celălalt. Am ucis emoții când am pus simboluri pe rană și am învățat mersul. Creierul meu a prins chiar și a inventat sufletul, corpul și sensul. Am învățat să minte, am învățat să cooperăm, metaforic. Prima mea jucărie a fost unealta magică. Eu am vorbit să dispară omul de Neandertal. Pajiști întinse, flori albastre, rozătoare prinse în capcană, plaje și pește. Am știut să migrez printre vite ca fiarele. Am mâncat scoici și alte moluște. Am ucis și am râs. Am ucis și am plâns. M-am rugat la capul strămoșului mut.
De acum, cine nu învață e pedepsit, cine nu învață e o bestie din care nimic niciodată nu se întrupează. Și au venit să-mi spună că am câteva drepturi din naștere sau din zeu, ca libertatea, proprietatea și viața. Le-am ascultat și mi-am pus toată puterea de muncă în numele lor. Am aflat că am semnat un contract în urmă cu 10 sau 15 generații pe care trebuie să-l respect ca stăpânii să-mi asigure drepturile obținute prin naștere sau prin zeu. Trebuie să-mi respect promisiunea pentru că așa m-au învățat mama, vecina, bunica și femeia cu flori de la colț. Eu m-am supus pentru că așa îmi spune conștiință, știți? Vocea din mine pe care am învățat acasă la școală. Am ucis pentru că așa mi-au cerut țara, rasa și clasa. N-am dezertat niciodată în fața misiunii istorice. M-am prostituat pentru că datorez totul copiilor mei. Am tăcut pentru că datorez totul prietenilor mei. Am respectat tradiția pentru că datorez totul strămoșilor mei. Am scris, am descoperit, am calculat, am inventat pentru că sunt responsabil în fața urmașilor mei și a omului nou. Am îndurat pentru că și alții îndură. Am acceptat termenii și condițiile pentru că merită și pentru ceea ce ele mi oferă. Îmi place să fiu fericit. Am făcut ce trebuie pentru că asta se așteaptă de la mine. Și sunt dator, dator, dator că există, dator în fața întregii umanități. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a avut încredere în mine. Niciun gând de la un timp sau de la Xanax. Așa merg lucrurile. Mereu altă ordine de sentimente, stare de obiect, pisica lui Derrida, printre altele aceleași cărți mi se citesc pe la spate. M-am dat din mine afară pentru că speranța se speră pe sine lipsa memoriei. De atunci sunt apatrit ca zidul Berlinului. Am încercat, dar n-am încetat niciodată să spun poveștile cu gura plină de carne. Privesc fericit într-un punct cu care nu mi-am făcut cunoștință niciodată. Nu-l recunosc. Știu că nu lipsește nimic. Am cunoscut un copil care s-a născut exact în ziua în care mama i-a rămas mică. Un idiot care cu tot felinarul lui cu tot n-a găsit om. Iar dacă moartea mea nu este sfârșitul, dacă nu mor când trebuie să mor și ziua, ora, secunda, clipa vin și mă întorc din drum sau mă pun la păstrare într-o zare unde totul e la fel, unde voi plânge sau râde sau ce voi mai face, eu vreau să găsesc o lume în care moartea să fie sfârșit. Locul în care cuvintele tac și urma mea pe pământ va fi plânsul și frica și durerea celor ce sunt. Știu tot ce credeți voi, cred tot ce credeți voi, mai puțin exaltarea primară și mai puțin o anume supunere. Nu-s poet, nici vizionar, eu doar îmi tratez temele, scriam despre om, eram pe urmele lui și învățasem să mă feresc de orice fel de fel de idealuri. Așa că aduce cyborgi, monștri, roboți din toate cele 7 stări să spună ei că să bată ei în plăci de siliciu despre cum moare un om, așa cum Dumnezeu a murit mai de mult și alt om s-a uitat, a văzut, a scris și a vorbit. Și încă un minut și gata, am terminat. Sunt viu, teafăr și nevătămat. L-au luat pe altul, n-a mai murit, nu știu urmare, eram urmărit, acarieni microscopici cu gheare de struți erau pe urmele mele, voiau biscuiți făcuți din celulele moarte. Trebuință nu am de nimic. Am pierdut totul odată cu înțelesul și îmi pare rău că nu am murit. Tot ies în stradă și tot obosit. Nimic nu e în afara mea, înăuntru meu nu e nimeni. E greu să fii și teorie și sclav și artist, dar a dat cu târnăcopul în text să vii aici să faci frumos, obosit. Așa că voi face ceva. Îmi voi da mie un scop, îmi voi impune o finalitate. E tot ce pot face când fatalitatea bună cu mine până mai era dat greșit. Voi face ființe asemănătoare cu mine, ființe din polimeri, alte ființe și regulamente. Le voi da minte și organe de simțire, le voi da baterii și panouri solare, le voi da chiar și substanță cugetătoare. Le voi da și monade cu ferestre deschise și atom mai ușor divizibil ca numerele pare. Le voi face împrejur o tăietură de aur, în frunte un semn al speranței burgheze, multe membre superioare și inferioare, pe care fiecare să hotărească singură la naștere unde vrea să le așeze. Le voi face și piele din material reciclabil, peturi, sticlă și un aliaj de feroase. Apoi le voi lăsa de înțeles că exist. Ca amintire, ca lege, ca vagă bănuială, ca viitor luminos și pântec matern, doar atât cât să le fac să se îndoiască de existența mea, prin chiar materia gânditoare pe care eu însumi le voi fi dat-o.
Iar ceea ce înainte se numea ochi, va fi acum material fotosensibil. Și va fi făcut astfel încât vor putea în infraroșu să vadă, în ultraviolet, și undele radio și razele gamma le vor vedea, vor percepe infinitate de lucruri. Dar eu nu voi fi pentru ele. Și odată înfăptuite toate acestea, le voi da lege să mă vadă în ciuda neputinței, născute din simțurile lor. Să mă simtă în ciuda materiei lor. Să mă analizeze în ciuda gândirii lor, care nu mă va putea pricepe. Și eu însumi voi fi răsplata rezolvării acestei enigme, iar cele mai bune vor deveni nebune care vor să mă cunoască și cele mai rele vor fi fericite. Pe cele alese le voi lua de gleznă și le voi scufunda în râul București, pe cele frumoase le voi țintui cu piuneze într-o ramă și toate vor avea o singură culoare, albastru. Toate vor sta pe gânduri ca într-o grămadă de carne și toate vor vorbi despre cel care vorbește. Și toate vor fi ecouri ale conștiinței celui care știe că este singur și toate vor fi un mic sunet sau vor avea câteva mici sunete în mine. Dimineața își vor cânta organele, la amiază își vor cânta ideile, seara vor cânta libertatea gândirii și noaptea vor ajunge la concluzii împotriva oricărei evidențe, ba chiar împotriva gândirii și a organelor lor limpezi. Mulțumesc! Înainte de lecturile din partea a doua a acestui eveniment, Livia Ștefan, Radu Nițescu și Victor Cvetov, fiindcă au ajuns, îi voi invita pe Mihai Iordache și Dan Mitrofan să vină aici, o să le ia câteva minute să se adune și să-și pună toate la locul lor. Ce să spun eu despre Iordache? Rock, jazz, funk, timpuri noi, sarmalele reci, cum. De vreo 20 de ani eu îl tot ascult în diferite ipostaze și formule. Iată, una dintre ele. Dan Mitrofan, știu că în urmă cu vreo 7-8 ani, cred că s-or fi făcut deja, a inițiat Dan Mitrofan Quartet și cred că acum vreo săptămână în Tipografia din Brașov, un loc foarte prietenos cu poezia și cu muzica, a avut un concert la care mi-ar fi plăcut să fiu și cu Tavis Curtu, care cred că mai târziu la 8:30 la Green Awards va însoți lecturile celorlalți 6 poeți din ziua de azi. Da, cred că e un contrapunct bun după lecturile lui Marius, Miruna și Vasile, ce vom asculta în minutele următoare.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Și noi. Resimți altfel schimbările și de temperatură și de temperament, după, mult mai acut după ce asculți o asemenea muzică. Iar dacă saxofonul și chitara au adus în sprijinul lor și o trompetă, o să cer și eu ajutorul unui poet foarte drag mie, de la dispariția căruia se împlinesc, cred, 3 ani, nici nu-mi vine să cred, Andrei Bodiu, care a scris cândva un poem intitulat Poeții tineri. Și cred că se potrivește cu întâlnirea din seara asta. Poeții tineri privesc din poză. Sunt tineri și melancolici, tineri și ironici când poartă coarnele de cerb, trofeul bunicului pe post de chip. Alții trag vârtos din țigară. Poeții tineri sunt duri și tandri, unul seamănă cu James Dean, altul aduce cu călăuza lui Tarkovski. Fetele au figuri frumoase, comune. Trag și ele din țigări, nonșalante, nonconformiste. Excesele lor delicate mă fac să visez. Andrei Bodiu. Cred că
cel mai potrivit dintre cei trei care au rămas să ne citească după această audiție, după micul concert pe care tocmai l-am ascultat, este Radu Nițescu. Și veți vedea de ce. El, dintre poeții tineri, cred că este cel mai înclinat spre un tip de explorare de natură formală, pe lângă aceea care e ține de felul învăluitor, cu o voce mică, ce dă impresia că nu e niciun moment copleșită de teme mari și lucruri din astea foarte grele și importante, dar de fapt reușește pe vocea asta lină și temperată, prin tot felul de arpegii, prin tot felul de armonii subtile, folosește ritmul, folosește rime interioare, tot felul de asonanțe, să producă niște concentrate poetice foarte atașante. Asta față de Alex Văsieș, celălalt antipodul poeziei cele mai tinere, care e foarte, foarte tehnic. Acolo e un alt tip de virtuozitate. Radu Nițescu a debutat în 2012, când avea, cred, 19 ani, da, cu Gringo, Casa de Pariuri Literare. A fost un debut excelent, dar a urmat 4 ani mai târziu o carte care a confirmat pe deplin așteptările de după acel volum. Dialectica urșilor a apărut anul trecut și i-am fost editor și m-a bucurat asta, fiindcă a fost așa și ca o împlinire a prieteniei noastre de deja vreo 5-6 ani. Radu va veni acum spre noi cu pasul său molatic lunecător de panteră roz. Se va și împiedica, firește, și ne va citi poezie. Mersi, am tot amânat momentul, mi-a plăcut, am așteptat să mă lauzi cât mai mult. O să citesc câteva poeme din Dialectica urșilor, cartea apărută la casa de editură Max Blecher, care zic eu că e una dintre cele mai mișto edituri, o să mai apară, au și apărut în ultima vreme cărți foarte faine acolo, o să apară peste câteva zile cartea lui Andrei, a cărei lansare sper să veniți, duminica la Blecher. Poezie, bucurie. Senzația e de levitație, dar n-ai avea loc să putești, nu e ca în casele vechi, boierești. Dacă ești înalt și întinzi mâna, aici ajungi la tavan. Pe măsuța cana cu fățăul lui Arsenie Boca, cea mai mare din casă, numai bună pentru cafea. Ce să știe Arsenie Boca despre dimineața asta futută a mea? Sunt aici, aici, atât de departe de moarte și, cum zicea cineva, ce știi tu să faci, nici Houdini nu știe câtă magie să scrii poezie, dacă ai mai ști și altceva. Dacă aș fi știut, de exemplu, la momentul oportun să calculez integrale, să nu fie nevoie să mă salvez într-una colegii la test. Prin fereastra fermecată se văd plăcile de azbest de pe acoperișul de alături și mai departe spre nord, blocurile bombardate de soare. Sunt aici și pot să jur că doare puțin și altundeva. A fost o vreme când fiecare avea tatăl cel mai puternic, fiecare știa dacă tații din cartier s-ar lua la bătaie, al lui ar rămâne ultimul în picioare. S-a dus și acum urc pe lângă tata scările la spital. Paznicul se uită în cealaltă parte și urc în ritmul lui încet, cârje sună urât, dacă vrei putem inventa alt cuvânt. În sala de așteptare, taică-mă e mic și speriat și se ține greu pe picioare între alte 10 care caută doctorul din priviri. Nu prea știu ce să zic, ce să fac, a sărit o siguranță. Sunt 2 pietre măricele, mi-a dat un medicament și când se termină, mai vedem. O să citesc acum câteva poeme mai așa, mai de dragoste, ca să zic, nu neapărat toate din cartea asta, dar o să încerc să se lege cumva unul de altul și o să sar peste titluri, tocmai pentru că aș vrea să încerc să zic o poveste. Aș fi zis că sunt mai degrabă meteoriți micuți, dar mai lămurit, pe acoperiș cad castane. Se făcea ziua afară și eram nedormiți, alunecam pe rând în gaura dintre paturi și strămurau mâinile în spasme spontane. Aș fi zis că sunt mai degrabă meteoriți, copacii aia bătrâni erau vorbiți să ai tu frisoane.
Se făcea ziua afară și eram nedormiți când a ieșit să te plimbi, când acei risipiți te-au pupat, cum pupă bătrânii bisericii icoane. Aș fi zis că sunt mai degrabă meteoriți, după cum știți, greșelile sunt umane. Se făcea ziua afară și eram nedormiți și zgomotele ne împingeau de la spate, haideți, ghiciți. Mai lămurit, pe acoperiș cad castane, aș fi zis că sunt mai degrabă meteoriți. Se făcea ziua afară și eram nedormiți. E frig și jumătatea ei de covrig seamănă cu stația spațială. Mergem aiurea pe nu știu ce stradă, fiecare în tăcerea lui, Adidas jegoși și sandale mici jonglând prin băltoace, cum se face când nu mai e nimic de făcut. Vreau să iau de mână și mă răzgândesc, vreau să fug și mă răzgândesc. Asta e o mică parte din viață, te uiți cum se schimbă modelul pavajului, pentru că n-ai cum să trișezi, pentru că aștepți fără să știi autobuzul care vă stropește, rupe filmul și vă trimite acasă. Când liniștea devine rea, cer cuiva o brichetă, dar tipul trece cometă, chitit pe ultimul metrou. Copacii se înclină la vânt și râd pe rând de neputința noastră, întâi cei de pe lângă, apoi ceilalți, la sfârșit, târziu și hârâit, din gât, platanii mai vechi din Cismigiu și Berzei. Telegrafiștii micuți din noi sunt în pauză, au obosit, au nevoie să râdă și ei. Atac parcul pe flanc, sunt soldatul britanic în Valea Afgană, vreau să bucur câinii care latră la gard, unii mai soft, alții hard, niciunul ca blana lui Tanti Jetta din capătul străzii. Animal de ăla imens, cum știu că ai vrea să ne urmărească din colț la futaiuri. Au apărut primii țânțari, aia mai fraieri, fără gena sensibilă la pericol. Anunță vara, îmbâzâit e nisip scuturat de pe cerceaf. Dacă e omor, văd cum te tai la deget în scoică. Poate în mintea mea și doar teorie curată, ca în șah, când te prinzi la nu știu câta mutare, că poziția apare în cărțile de siciliană. Câtă stridență, mica nebună, să știi că am rămas la fel de mici și lunatici. Mă trezesc din vise pe o planetă pustie, unde încrederea în tine nu moare ca să învie. O planetă mai mare, cu aceeași emisferă îndreptată tot timpul spre soare. Sunt pe fâșia unde e permanent dimineață și cât vezi cu ochii, pietre și gheață. Dintr-o galaxie îndepărtată, unde legile timpului se aplică altfel, ființe cu o viață mai complicată ca a mea trimit sonde încoace și unele dintre ele ajung. Curând nivelul 2 pe scara Kardashev, sfera Dyson sunt gata într-o sută de ani și mă urmăresc pe mine, altceva nou de făcut. Dar și eu când pot, îi urmăresc la fel de bine pe alții. Ca atunci, după concert, în felul în care dansa lângă scena pustia, capsat-o dimineață oarecare de restul. Ce muzică să fi avut în căști fata pe care am vrut să o filmez, apoi n-am mai vrut, iar acum nu știu cum ar fi fost mai bine. Ziua de ieri e trecut îndepărtat pentru mine și în adâncul meu îți spun, nu duce niciun drum. Au găsit cea mai mare structură din universul cunoscut, lucrurile pe care am vrut să le fac și nu le-am mai făcut. Au încercat să înțeleagă de unde atâta materie întunecată, n-au putut, au mers la casele lor, au lăsat-o pe altă dată. Uranus, sau cum se absorbe roșul din cauza metanului din atmosferă. Cum să spun, dincolo de stratul superior de nori de culoare, lumea ta nu mai e lumea mea, mi se pare. Și totuși n-am mai debitat niciodată atâtea tâmpenii când am vorbit cu tine, că azi e un record. Le ai și tu pe ale tale. Mă trântesc unde ne-am trântit amândoi acum niște luni. Cine sunt eu? Cine ești tu? Care din noi a fost atunci maestrul Kung Fu? Și cât am învățat și cât nu despre răbdare. Sunt în lumea mare atâtea întrebări fără răspuns. Cum sunt și răspunsuri la care cine mai știe ce întrebare am pus. Și mai sunt și altele. Câte și mai câte. Și ce vreau eu? Nu prea mult. Să apară pe pat în fiecare zi jumătate de oră, lungă, subțire, șucară, omida solară, rezultat complex al reflexiei într-un acoperiș din vecini. Să se onduleze acolo, deci vânt să anime bița. Să se onduleze sub ea în vrajă fetița. Și când soarele urcă, a și dispărut. Mulțumesc!
Mulțumim, Radu. Acum, artista de serviciu de la Edith Piaf și rebela oficială a acestui festival de poezie, Livia Ștefan, ne-a pregătit ceva. Cred că ne-a pregătit ceva, fiindcă a venit aici și mi-a zis că e răcită cobză și nu poate decât să vorbească pe nas, așa, ca un personaj de desen animat. Eu cred că e doar un performance pe care vrea să-l facă în minutele următoare. Livia a debutat tot în 2012, cred, odată cu Văsie și Dințescu. Era Revolver și a revenit după 4 ani cu Lolita 32. Livia? Salut! Da, am venit cu niște texte noi și îmi pare rău că n-am vocea care trebuie pentru ele. Trebuie o voce foarte specială care să vă distrugă și să vă frumătizeze. Da, asta e, n-am ce să fac. Camera 108. Seekers who are lovers. Liz, tu ore întregi cânti doar cuvinte care nu fac sens, cuvinte inventate pe care doar muzica le înțelege, tu nu. Dă-mi un limbaj în care să știu să tac, dă-mi cuvinte să antifoneze totul. Sună-te pentru gesturi și metafore, muzica falsă în care să-mi pun realitățile cele mai absurde, în care să mint mai frumos ca într-o ficțiune. Dă-mi o muzică în care să mă reasamblez, în care să încerc pe bune cu totul. Un limbaj care să nu-mi dea speranțe. Dă-mi un limbaj al certitudinilor. Vocabularul creanțelor certe, lichide și exigibile. Ceva împotriva indeciziilor. Limbajul care să nu promită nimic din ce nu poate face. Fractal și artere prin care să circule. Dă-mi o expresie pe care să știu să o iubesc. Aceleași coridoare, deși diferite, identice. Păcatul divizat în miile de fațete ale aproximărilor. Liniile în care viața se termină, s-a terminat, se va termina. Același blocaj la încheturi, la gât și la glezne. Același mod în care știi să faci oamenii să râdă. Același mod în care îi faci nefericiți. Aceleași idealuri recomandate. Iubirea e aici și dispare. Și nu ne spunem nimic sau nu mare lucru. Credem că putem să ne întoarcem oricând în locurile abandonate din tot ce nu am spus. Autostrada aleargă sub mașina din care iese mult fum de țigară, pe jumătate ieșită pe geam cu brațele goale, frenetice goale și albe, o fată cu părul roșu, cu mâinile goale în vânt, cântă Your sex is on fire. Your sex is on fire. Fericirea e aici și dispare. Suntem doar conductori ai emoțiilor, anonim, nișați, tăceri superficiale, scurse în whisky, vodka și gin, perfecțiuni în camera de simulare și disimulare, viața e aici și dispare. Camera 404, bad request error. Hrănește-ți aproapele cu tine însuți, citesc pe ecranele mari alimentate de circuite prăjite. Hrănește-ți aproapele și mi se face foame. Cine a stat pe scaunelul meu? Eu! Cine a mâncat cu lingurița mea? Eu! Cine a dormit în pătuțul meu? Eu! Cine a băut absolut tot ginul meu? Eu! În camera de alături a început partida de sex, prin pereți curge iubirea. Interceptează-ți aproapele, ascultă și descifrează gemetele aproapelui și spune mai departe. Vor poezie în viața lor. Vrem poezie în viețile noastre. Vreau poezie în viața mea. Vor avea. Răspunde-i prin ziduri aproapelui. Ceea ce vrei, vei avea. Poezie, durere constantă. Aproapele meu, tu nu înțelegi durerea constantă. Rănește-ți aproapele cu tine însuți, rulează pe ecranul imensului cinematograf dezafectat. Nu pot, n-am putut, n-o să pot, conceptul de libertate mă îngrădește. Și asistentele? Oh, ia uite ce avem aici, ce avem? Vene, ce cu ele? Păi ce vene sunt astea? Și răspunsul va fi,
m-am apropiat de el într-un moment de sinceritate brutală. Camera 404, dormind dispeat, banii seant. Laura Palmer s-a apropiat prin mulțimea care dansa. Laura Palmer s-a aplicat să-mi vorbească. Laura Palmer e moartă, eu nu sunt Laura Palmer. Ce-ți lasă viața în afară de câțiva neurotransmițători? Cu ce să te joci când dragonul adorme? A fost plăcere, acum este panică, Laura Palmer. Ce-ți lasă inima când valul de aer rece te ia din tălp și până în creșteri, Laura Palmer? Bencheturile astea o să-mi tatuez buruieni ordinare, din alea care înving istoria, Laura Palmer. Găsește-l tu pe ăla învăluit în dopamină, Laura Palmer. Ce-ți lasă viața? Amintirea unei voci care te-a făcut să tresari. Laura Palmer, am băut cu mulțimea cât tu ai făcut sex, Laura Palmer, te-ai autodistrus cât ai putut. Eu cât m-am autodistrus, te întreb cât. Și dacă am vrut să crăp când mi-a fost mai bine, acum când mi-e mai rău, împart baia cu tanatofobia, împart cușca la zoo cu pigmeul Otapenga. Laura Palmer rezistă la stres, e beată. Laura Palmer s-a drogat cât a putut, eu m-am drogat cât am putut și încă mai pot, Laura Palmer. Să vin nopțile să-mi fuți mințile, să vin fiecare vară cu nesiguranța, cu presiunea atmosferică, să vin cu tot ce zdrobește un om. Mă gândesc la sex cât îmi iau 4 țigări la bucată. Vreau să mă fut și nu vreau să mă fut cu oricine. Mă gândesc la puterea seducției cât aștept să-mi iau salariul de la conta. Mă gândesc la vremuri, Laura Palmer, la vremuri cu sticle de gin. Las distrugerea să-mi umble prin cap deodată cu poftele. O țigară la bucată costă 80 de bani, singurătatea nu costă nimic. Mănânc o piersică rece și una caldă, sunt încă drogată, încă mahmur, încă distrusă. Serotonină, cocaină, nicotină, iarba de căcat și iarba mai bună, apere, Laura Palmer, îmi trec prin cap în mijlocul unei conversații sinistre și mai ales DMT și mai ales LSD și o să-mi cumpăr ciuperci pentru reducere la absurd. Un copil țipă în fața unei tablete de seară și cal la o altă masă retrasă, stă un bărbat care îmi place și poate că asta e în sfârșit ceea ce nu așteptam, ceea ce nu mai voiam. Lumea vorbește despre război și refugiați. Locuim într-o țară în care mâncarea va fi mai scumpă ca drogurile. Deja este mai scumpă decât drogurile. Facem sex mecanic și trebuie și ne gândim la altele, la ce somn ne-a cuprins chiar acum. Laura Palmer s-a dat la mine. I don't do Xanax, I don't do Pokemon. Fac depresie pentru care beau, depresie adevărată pentru care beau, depresie frumoasă în care mă expun, depresie pe care o construiesc ca o bacterie care își construiește colonia ei de bacterii. Lumea se prăbușește, seducția nu. Cât lumea se prăbușește, seducția nu. Poate oamenii care te-au abandonat știau ceva și tu nu știi. Poate oamenii pe care ai părăsit știau ceva ce tu nu știi. Poate tu știi ceva ce tu nu știi. Ceva în regim s-a mizdat, ceva care să impresioneze, ceva care întârzie câteva secunde, câteva minute, ceva care întârzie sferturi și jumătăți de oră, ceva care impresionează pentru că întârzie cu orele, cu ani, ceva ce nu ajunge niciodată la timp. Nu se va întâmpla. Pentru că tot ce a fost, a fost dislocare. Pornești pe străzi spionate din confortul unei alte lumi, departe de ziua asta. Afară, clocotul vieții se scurge înspre încheieturile golfului, înspre micile tragedii banale, pândindă după colțuri, seară de seară, departe de astea, ascunse printre cutele boțite ale așternutului, departe de astea, din fața ecranului. Orașul se luminează cu greu și asta se întâmplă fără să observi. Sunetele străzii trec prin folia murdară a mahmurelii. Totul a fost dislocare, Laura Palmer, câteva amprente pe câteva clanțe de tablă, câteva pete de grăsime pe câteva plăci de faianță, câteva probleme rezolvate de câțiva electricieni, mereu alții, mereu bătrâni, mereu plini de istorii pe care nu le-am trăit, mereu câteva însingurări nerezonabile plătite în euro. Totul este dislocare. Gloria urbană inutilă a unei femei care se scarpină la sex prin buzunarul pantalonilor ca un bărbat. Gloria la trecerea de pieton nu se va întâmpla. Google Street View a mai blurat și alți trecători, alte obiecte vestimentare, alte preocupări, alte degete ducând alte țigări la gură. Poate liniștea nu va mai fi așa suspectă, poate ploaia se va transforma în gheață, imobilizând mizeria orașului, provocând gesturi reale și ofensive, Laura Palmer. Poate nu ne vom mai simți vinovați, vorbind liber despre o țară ai cărei locuitori sunt permanent reduși la tăcere.
Poate nu ne vom mai simți vinovați stăcând liber într-o țară ai cărei locuitori sunt forțați să tacă. Poate liniștea asta nebunitoare va face sens la ora palmăr în spațiile izolate și moi de sub bandaje, în spațiile vaste ale memoriei tuturor dislocărilor. Altfel, ce te faci cu o singurătate despre care nu știi nimic? Dislocare. Victor Tsvetov a debutat în urmă cu 2 ani în lipsa unor lucruri importante. Cu cartea aia, Victor a devenit unul dintre tinerii poeți din Republica Moldova care au explodat așa în doar câțiva ani. Mă gândesc la Alexandru Cosmescu, la Ion Buzu, la Ecaterina Bargan, la Aura Maru, mai înaintea lor fuseseră José Pablo și Andrei Gamarț, ceva mai înainte Alexandru Vaculovski, Mihai Vaculovski și mai înainte Dumitru Crudu. E clar că de acolo vin tot felul de personaje și de discursuri foarte, foarte puternice și vitale. Victor este un astfel de poet. E mișcă. Omul sensibil e unul bolnav. Mai aproape de microfon. Ok? Omul sensibil e unul bolnav. Vin zile în care vreau să simt dragoste, îmi apare memorie, dar cumva din trecut, și mă face sensibil cât un pui abia ieșit din ouă. Mi se asociază cu diminețele de vară din copilărie, când străzile erau pustii din cauza arșiței și eu credeam că au plecat toți la mare, că asta faci pe ea. Și mă plimbam încolo încoace și inventam jocuri, în timp ce tata îl ștergea pe bunicul la cur în camera mea. Altfel arunca cu rahat peste tot. I se făcuse mintea praf de la atâta profesorat. Îmi arătau tomografia cu o gaură cât o monedă de 50 în zona hipotalamusului. Nu știu cum de mai pipea sau cerea țipel, chiar dacă plămânii erau carbonizați. Lumina pentru el nu mai era așa cum a fost, deși îi bătea direct în ochi. Sunetele erau doar bruiaje, mirosurile fade, slăbise și ne era la toți milă de el. Îl priveam toți grămadă de parcă eram într-o biserică la o slujbă de împărtășanie. S-a schimbat cu maimuța într-un proces al evoluției. Mă învârteam și eu pe acolo cu primul puf apărut de botișor, și dădeam cu lingurița iaurt cât tata făcea ceva de mâncare. Atunci am simțit cât de sensibil pot fi când mă privea țintă în ochi, fără să clipească, eu nepotul lui. M-am speriat, am scăpat iaurtul din mână și m-am cutremurat. Era sensibilitate la mijloc și dragoste și tot ce vrea mintea unui adolescent, la care abia a început să-i curgă saliva după cururi bine făcute. Și atunci în minte îmi apăru un citat. Că omul sensibil e unul bolnav și trebuia să stea fix ca bunicul în pat. Avea un picior rupt care nu se mai prindea, putea rău, dar nu prea avea ce să-i faci. Imunitate nu mai avea și leucocitele l-au lăsat. Ce să mai vorbim de iubire, dacă și inima omului sănătos nu e nici cât un grăunte de muștar. Dar a iubit și acum are dreptul să nu mai iubească și a muncit. Și acum are dreptul să nu mai muncească și a îngrijit. Și acum are dreptul să fie îngrijit. Și asta face tatăl meu pentru tatăl lui. Ce nu aș vrea să fac eu niciodată. Arici spre dimineață. Tot ce îmi zicea nu avea nicio semnătate, dar părea un film, un scenariu bine pus la punct. Priveam micul foc ce mocnea în beznă și ne lumina doar fețe. Fără să avem curaj, stăteam ghemuiți fiecare pe lemnul lui. Îi vedeam zâmbetul imaculat care familie Colgate. Lăsam căpușile să urce pe noi, atrase de căldură, exact cum eram și eu atras de tine. Și ce dacă peste câteva zile urma să te duci printre europeni și eu să rămân printre moldovenii schimbat?
mi-ai zis, Victor, hai să profităm de acest moment. Și Victor nu a profitat de acel moment. Dar înainte de toate astea, când încă era luminos afară, trebuia să urcăm pe turnul unei telegondole ruginite și părăsite. Aveam frică de înălțime, dar n-am urcat până la jumătate. Nu știam de ce am făcut asta. Mă gândeam că e un act demn de un bărbat. Până am început să simt panica ca o mână a unui necunoscut pe la spate. Ți-am zâmbit și am zis că nu mai are rost să urcăm. Inventasem repede ceva. Priveam panicat vârfurile copacilor, micile grămezi de gunoi, gașca adunată în jurustică de bere, acolo jos unde am fost mai mult rău decât bine și unde vroiam acum foarte tare să mă întorc. Era prea puțin timp să-ți arăt clar că de aici până aici e doar frică, să cauți bărbăție în altă parte. Alcoolul a făcut să ne trezim în iarba udă a dendrariului, sub un măr. Stăteam întinși pe merele semi-stricate și vorbeam în șoaptă. Îmi povestea despre un prieten care a lovit-o pe iubita sa și tu te-ai excitat, mă întrebam ce vrei să spui cu asta. Un arici foșnea alături de noi și de nimic mai frumos nu aveam parte de mulți ani. Ți-am zis asta gândindu-mă ce vor face europenii cei din tine, ce și-am putut să fac cu moldovean. Ce vine de la oameni ne lasă indiferență. Cum e aerul curat după ploiță? E mai rece și bagă o doză de somn în tine. Lumina care aproape nu mai bate din spremează noapte, ne face visători lângă sticla pe jumătate de vin. Privim tapetele frumos ornamentate cu bujori și fața de masă cu romanițe, din păcate numeroase flori, dar ceva stricat din coș. Atinși de spaima zilelor grele, mai nou bem pe la casele noastre. Stăm chitiți în bucătăria sovietică și întindem dovleacul din conservă pe pâine. Așa e când te naști în cea mai săracă țară din Europa. Îți umpli mațul cu ce ai, să simți că nu mai e loc și pentru foame. Ascultăm Ravel la telefon, e varză difuzorul și asta îl face varză și pe Ravel. Mixat cu glasul vecinii pe care auzim prin canalul de aresire, cum urlă la cel mic că e prost și o să-și petreacă restul zilei în casă fără calculator. Dar noi suntem deprinși și nu obiectăm, că am trecut ambii prin greu și știm când trebuie să trecem. De la fereastrelor un câmp întins până încep alte blocuri, ca și cum am fi într-o mare întunecată, dar în loc de pești ne-au pus rahat de câini și chiștoace. Și e ceva dezolant la mijloc, cum un singur ciripit de pasăre de după geam ne poate face să tresărim și altceva venit de la oameni ne lasă indiferență. Suntem pașnici și educați, așa ne zicem noi după câteva păhărele. Dar dimineață, treziți în amorțire, neajutorați ca niște pui de foc aruncați în mare, bem apă, cu înghițituri mari, speriați că cineva o va închide și rușinați de parcă apa ne-ar fi descoperit goliciunea. Ce m-a băgat în întuneric? Bunica murise de ciroză și mulți din sat și câțiva medici repede au ajuns la concluzia că alcoolul și-a făcut efectul. Că nu trebuia să bage atât de mult în ea, fără să știe că pastilele și injecțiile pot fi mai dăunătoare. Credea în ele, credea că vor salva până în ultima clipă. Peste 10 ani s-a dus și fiul cel mare, fratele tatălui. Acum, toți se gândesc cât au moștenit din ficatul bunicii. Cine va fi următorul? Se uită toți în fiecare dimineață în oglindă, înainte să meargă la muncă, și își zic că nu seamănă cu ea, n-au nimic în comun. Dar nu e așa și o știu. Credința oarbă medicamente, panica că nu mai duce mult, banii puși deoparte pentru mormântare. Mă gândesc la ea profund afectat, bătrână, cu un soț paralizat în 86, cum am găsit-o încățărată într-un cireș. Ea, cea care îmi rumega mâncare și îmi zicea cu drag ce ai făcut bătosule. Am aruncat o mână de pământ și sunetul acela de pe lemn m-a băgat în întuneric. Am plâns două zile, cam asta am putut să fac. Încă un an după asta, la televizor, a rulat serialul ei preferat și o atins de o tristețe teribilă. Un an am tot urmărit serialul. Dar știa că Antonia a murit și el și Roza închisă în casă, plânge de milă. Și în context? În semi-obscur. Stăteam întinși în pat cu ea, în întuneric, priveam un film. Doar vârfurile degetelor reflectau fâșii de lumină despre fereastră. Când ne uităm plictisiți împreună la filmele de dragoste,
Romantismul capătă cote maxime doar în film și nicăieri în altă parte. Și acolo toți își jură dragoste eternă, se aruncă de pe pod, împrăște cu punul din găleată mii de petale, pe când eu stau, alehame tempat cu o jumătate de măr înțepenit pe veci. Și mai mult decât mici râsete nu pot scoate. Acolo în film își arată cum trebuie să fii și aici în pat cum nu trebuie să fii. Vreau foarte mult să știu la ce se gândește, ce se întâmplă acolo în capul ei, deși chiar să fi întrebat aș fi fost mințit. Vara trecută am vrut să mergem amândoi într-o mine vacanță și ne-am uitat peste oferte. Încet, încet au apărut problemele. A secat lacul romantismului și carturile bancare nu mi-au lăsat nicio speranță. Deși am căutat sârguincioși destinații ieftine, ca spre sfârșit, resemnați, să călătorim cu Google Street View de străzele înguste, frumos pavate a unor orășele de lângă Napoli. Cu câteva clicuri am ajuns la mare, dar nu ne-a permis programul să intrăm pe plajă. Așa că de la nivelul desktop-ului am privit albastru nemărginit, zâmbind unui altuia, ca mai apoi să ne întoarcem la același film de dragoste și întâlnire. Mulțumesc! Rămâne la fel de sentimental. Mulțumesc! Peste o oră și puțin, la Green Hours citesc Sorin Despot, Robert Telecheș, Moni Stenil, Alexandru Baculovski, Alexandra Turcu și Olga Ștefan. Acolo o să fie gașcă și mai mare și gălăgie cât cuprinde. Dar asta o să fie cu atât mai provocator pentru voi șase sau ei șase. Mulțumim că ați venit la această primă lectură din segmentul ăsta al festivalului cu poeți români încă tineri și vedeți că aici sunt cărți ale unora dintre ei, precum și ale altora care nu sunt aici, de la Carmides, de la Casa de Editură Max Flecher, de la Casa Radio, în fine, cărți și edituri contemporane de calibru, aș spune eu. Ne vedem peste o oră la Green. Mulțumim!